Am acest sentiment că este undeva, repetă ceva și că ar trebui să ne întâlnim. Șerban Ionescu impresiona cu fiecare apariție prin naturalețe, energie, dar și prin capacitatea de a trece lejer de la registrul comic la cel dramatic. Mi-am zis, e Ion, el e Ion. Și fără să-i spun lui acest lucru, l-am urmărit aproape 2 ani. A spus lui Șerban, în propunerile mele de distribuție, și de probe, am zis, evident, dacă ești de acord să faci probe, aș vrea să fii tu. Cu mult umor, deseori ne descrisea frunților, cu câte o glumă, cu o propunere ghidușă în realizarea în scenei, și care, chiar dacă nu se concretiza, dar ne schimba puțin scena, o făcea mai umană, ne făcea să vedem lucrurile mai aproape de realitate, ca să spun așa.